2 minute ce? Întârzi? Întârzi eu în 2 minute. Dar mai ajuns înainte, dar ce? Era la intersecție când ai scris. Da. Ba, un pic mi-a făcut. Am unii când am pornit cu mă frate, nu știi. Dar păi e normal, nu? E fric. Îți dai seama. Hai să mergem. Bună dimineața! Și după tura de TED am ieșit și eu în sfârșit. După tura din TED am desfăcut toată motocicleta. Nu știu dacă m-ați urmărit pe Instagram. Am mai pus acolo poze. Dar am desfăcut toată motocicleta și i-am făcut o mică revizie. Plus, curățată, strâns toate șuruburile, că vă dați seama, după o săptămână întreagă de mers numai pe drumuri de alea de munte, are și ea nevoie de o revizie din când în când. Ieșim într-o plimbare, mai mult, o să fie doar asfalt. Parcă am să așa un pic nevoie de pauză de la un rău din când în când. Mergem aici prin zonă, nu știu ce să vizităm. El a făcut traseul, colegul din față, așa că eu doar o să-l urmez și o să mă relaxez. Sper să vă relaxați și voi. Culorile toamnei. Încet să-și facă amprenta tot mai mult. Chiar dacă îți pe asfalt, mă mai bate așa de cât în cât gândul. Bă, oare cum ar fi să urc până acolo? Hai acolo, facem o poză. Și e locul ăsta. Aici? Noastră. Cred că o să mă întorc spre casă așa încetuc pe pană. Am făcut pană, ăsta e cuiul pe care l-am luat. La cât e de lung, cred că o ieși pe partea cealaltă a camerei. Nu, dar asta e. Haideți să vedem cât am de mers până acasă. Pe pană, deci o oră, 6 minute, 62 de kilometri. Să vedem cum o să arate Mitasu E07 Plus după 62 de kilometri pe mers pe pană. Foarte bine, sigur, nu? Ce să facem? Asta e. Să sperăm că nu se dejantează și putem ajunge liniștiți acasă. Un mic update. Am făcut 20 de kilometri. Mai am 40. Mitasul se comportă bine. Nu se încălzește foarte tare. Ajută și faptul că e rece afară. Da, o să fie o zură un pic mai mare, dar asta e. Trebuie să ajung acasă încetul, decât să stau, să desfac, să schimb camera. Poate dacă eram măcar vreo 3-4 băieți acolo, unul să țină, unul să tragă și așa mai departe. Dar așa nu merită oboseala. Având în vedere că știu că Mitasul ține
ține, dacă mergi încet și nu abuzezi foarte tare pe viraje, te duce până acasă. Au mai trecut 20 de kilometri. Încă 20 și ajungem acasă. Asta o să admirăm acest peisaj. Că ce altceva să faci când ai o pană? Mergem cu 50-60 cauciucul, încă nu da semne că au obosit. Uite, cam așa iau eu virajele. Mai mult drept decât înclinat. Dar dacă înclin mai tare, risc să dejantezi. Așa că nu riscă. Aproape am ajuns acasă. Roata s-a comportat excelent. Da, asta e unul dintre avantajele când ai Mitas E07 Plus, că poți merge pe pană. Uite, acum am 80 la oră aproape. Eu nu m-am dus așa, dar acum intr-o întâmplare. Dar până acum nu m-am dus așa, am 60 avem, avea maxim. Ideea e că merge. Uite, chiar la... am ajuns, sunt aici. Nu m-am îndoit nicio clipă că nu voi ajunge. Și... nu știu data viitoare. Nu știu, un domn a observat că am pană. Îmi făcea el semn acolo că roata e înțepată. Nu știu dacă mă urmărește pe canal, dar dacă mă urmărește, îți mulțumesc pentru atenționare, dar știu de pană, fiind de 60 de kilometri. Și să știi că am ajuns cu bine acasă.